În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine are urechi de auzit, să audă. Iubiți credincioși, iată-ne într-o zi a unei toamne atât de generoase, încât pilda semănătorului venită în ziua de prăznuire a cuvioasei Maicii noastre Parascheva, parcă ne îmbie la înțelesuri noi. Și anume, de cele mai multe ori, suntem tentați să credem că Evanghelia are un singur sens. Nu poate să aibă un singur sens, pentru că, așa cum bine știm, Dumnezeu ne-a făcut un mare dar. După ce a creat lumea, dintr-o singură realitate, a creat pentru fiecare în parte o anumită percepție și a făcut ca nu realitatea să conteze, ci percepția pe care o avem asupra realității. Noi credem că auzim totul, nu auzim. Credem că vedem totul, în niciun caz. Sau că mirosim totul, sau că pipăim totul. Nu! Dacă s-ar reduce pipăitul, văzul, auzul, toate simțurile noastre, la ceea ce este aproape de noi, cu siguranță că nu ar fi suficient. De aceea Mântuitorul astăzi ne prezintă două pilde într-una singură. Cu siguranță că vă veți întreba despre ce este vorba. În primul rând, după ce a spus pilda semănătorului, după ce ne-a prezentat că un semănător a ieșit să semene sămânța sa și mergând pe cale au căzut niște semințe, au venit păsările și le-au mâncat, au căzut una pe loc pietros și neavând rădăcină s-a uscat, altă sămânță a căzut între spini și crescând spinii odată cu ea au înăbușit-o, alta însă a căzut pe pământ bun și a dat rod însutit. După ce a zis această pildă, a zis cine are urechi de auzit să audă. Și ucenicii care erau în apropiere au zis, tâlcuiește din nou pilda aceasta. Ei bine, este singura pildă pe care Mântuitorul o tâlcuiește. Dar să vedem că nu este o tâlcuire. Este o nouă pildă. Și am să vă spun și de ce este așa. Spune, cuvântul, semănătorul este Dumnezeu. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, care ajunge în urechile unuia sau altuia. Cei care sunt în loc pietros au inima întărită și cuvântul nu poate să pătrundă. Cei care sunt pe cale și vin păsările, sunt cei care primesc cuvântul, dar vine diavolul și după prima ispitire au și căzut. Cei care sunt în loc pietros nu au rădăcină și nu pot să păstreze cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, cei din loc bun sunt cei care sunt pregătiți și dau rod însutit. E bine și se încheie tulburător de frumos. Cine are urechi de auzit să audă. Să nu credeți că a fost o repetiție. Nu. Pentru fiecare pildă a zis aceste lucruri. Adică lasă deschisă această realitate a semănătorului către noi interpretări și mai ales către noi percepții. Și anume, mergând mai departe, semănătorii suntem noi. Pentru că noi trăim în lume și lumea este împărțită în diverse categorii. Este împărțită în oameni de piatră, oameni reci, ca să nu vă spun că e împărțită între șefi subalterni, împărțită în funcționari și cei din partea alta ghișeului, împărțită în multe. Dar să vedem cum suntem noi datori să înțelegem, mai ales a doua pildă. A doua pildă ne dă un lucru extraordinar. Ne spune că totul este posibil și că există o explicație pentru tot. Îmi aduc aminte că în clasa a noua ne-a dat Dumnezeu un diriginte care ne era și profesor de fizică. Când ne ridicam picioare, deja uitam 99% din materie și trebuia să mai știm cu alea 100%, cu 1% să facem față. Și întotdeauna când postulam ceva, întrebarea venea în mod automat în clasa a noua, că în clasa 10 acolo pornea din capul nostru, pentru că nu te lăsa niciodată să mergi mai departe într-o argumentație, dacă nu ziceai pentru că,
S-a întâmplat cu tare. Ei, asta ne învață Evanghelia de astăzi. Și anume, ca să înțelegem mai bine, se spune așa foarte subtil, dacă gândești ceva, măcar să nu vorbești. Dacă vorbești, măcar să nu scrii. Dacă scrii totuși, măcar să nu semnezi. Dacă semnezi, de ce te întrebi de consecințe? Adică noi suntem într-o lume a cauzalității. Ei, haideți să înțelegem mai bine ce este cu modul de viață în care trăim și pe care ni-l propune biserica. Credem că vedem tot. Astăzi, fiind și praznicul cuvioasei Maicii Parascheva, biserica ne-a rânduit încă o pericopă în care ni se spune așa pe scurt despre intrarea în casa unui fariseu a Mântuitorului, care atunci când l-a primit a constatat că Mântuitorul a îngăduit unei femei să stea lângă el și să-și plângă păcatele și cu lacrimile să-i spele picioarele și cu părul capului să-i șteargă picioarele și să-i ungă capul cu un de lemn. Și atunci fariseul a zis, dacă omul acesta ar fi proroc, ar ști ce fel de femeie este aceasta, adică o păcătoasă. Și Mântuitorul atunci i-a dat pe față și numele, Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule. Un om avea doi datornici. Unul îi era dator 500 de dinari și altul 50. Și neavând niciunul cu ce să plătească, le-a iertat datoria. Care dintre ei crezi că îl va iubi mai mult? Și Simon a spus, cred că cel căruia i s-a iertat mai mult. Și atunci Mântuitorul i-a spus, așa este. Numai că de când am intrat în casa ta, picioarele nu mi le-ai spălat, cum era de altminteri uzanța. Mir pe capul meu nu ai pus, dar această femeie nu a încetat să plângă și să-mi spele picioarele cu lacrimile ei, să-mi șteargă capul cu părul capului ei, să-mi șteargă picioarele cu părul capului ei și să-mi ungă cu mir capul meu. Adevărat îți spun ție, iertate îi sunt păcatele ei pentru că mult a iubit. Și cui iartă mult, cui iubește mult, îi se iartă mult. Iubiți credincioși, eu vreau să ajung la tema de astăzi. Constatați că Simon, gazdă, a judecat pe deasupra pe cea care vine la Mântuitorul? Înseamnă că nu a văzut cu ochii lui ce se întâmpla acolo. N-a putut să treacă mai departe de imaginea unei femei care probabil că avea zugrăvit un portret în fața societății, era cunoscută ca fiind păcătoasă. Dar cel care crede cu adevărat în Dumnezeu trebuie să creadă și în oameni și mai ales în scânteia din Dumnezeu pe care a lăsat-o în fiecare om, adică în schimbarea omului. Această schimbare nu se vede însă cu ochiul liber. Această schimbare se vede cu ochii duhovnicești. Schimbarea din viața femeii păcătoase a fost văzută de Mântuitorul cu alți ochi. Așa cum ne îndeamnă și pe noi Evanghelia de astăzi, cine are urechi de auzit să audă. Câți dintre noi nu merg așa după auzite? Am auzit de cutare sau am auzit de cutare? Dacă vă duceți cumva la șeful să-i spuneți ceva, dacă aveți neșansa ca altcineva să-i fi spus altfel, nu altă realitate, altfel realitatea pe care vreți să o subliniați dumneavoastră, nu vă va mai asculta nimeni. Pentru că a avea urechi de auzit este un dar de la Dumnezeu, un dar al credinței. Un dar pentru cel care crede într-adevăr în Dumnezeu și în om. Și o să spuneți că subliniez prea mult încrederea aceasta în om. A încrede în om, a crede în om nu înseamnă a avea încredere în el, ci a crede în posibilitățile lui.
Cineva care te vede la un moment dat, simte în tine dacă tu îl creditezi cu ceva. Și anume, dacă te uiți la el frumos, cu siguranță că avem această minimă percepție de a înțelege dacă o privire este sinceră, și anume sincer îngăduitoare sau sincer muștruluitoare. Această privire însă trebuie să fie luată în seamă, și anume să avem și urechi de auzit, dar și ochi să vedem. Dacă îl vedem pe cineva că se apropie de noi, dar după privirea pe care nu o putem prinde cu ochii pentru că se uită în altă parte, ne dă de înțeles că are alte gânduri ascunse, adică nu chiar atât de demne, cu siguranță că trebuie să luăm seama că în acel om nu putem să ne încredem, dar să credem că Dumnezeu nu și-a luat strălucirea divină din acel om. Se spune că odată la ușa unei biserici era o pictură pe care un autor o făcuse mai pe lângă canoane, adică nu era o pictură pe care să o vezi în fiecare biserică. Ești obișnuit să vezi pe Maica Domnului, să vezi Sfinți, să vezi pe Mântuitorul, să vezi Pantocratorul Susei. La ușă era așa, ca un foc stins și dintr-o parte un înger, pentru că trebuia să fie înger că avea aripi, sufla și se vedea așa puțin dat de artist o atitudine că suflă îngerul acela. Și a spus, aici ce se întâmplă? Ce aici este povestea omului. Ce bun, adică. Da, îngerul suflă în cenușa aceasta să vadă dacă a rămas ceva din strălucirea dumnezeiască din omul acesta căzut și ars de păcat. Și va sufla până când în cenușă va găsi strălucirea aceea ca să aprindă din om, din nou omul să trăiască frumos. Iubiți credincioși, asta înseamnă să ai strălucire divină în a mandata pe fiecare dintre cei care sunt pe lângă noi să poată să se desfășoare. Pentru că dacă ar fi fost de la început și Mântuitorul cu aceiași ochi cu care vedea Simon, gazda, pe femeia aceea păcătoasă, să zicem că, acum să o traducem și puțin în zilele noastre, ar fi luat ID-ul, a dat un search și a zis, a, da, auzi, știi ce vre? Mata, mergi că aici noi ne-am adunat de-ai noștri. Suntem între cei care vrem să ascultăm niște cuvinte interesante. Nu, mata, ai altă imagine, ești în altă categorie. N-ai 10.000 de like-uri și nu putem ca să te băgăm în seamă pentru că nu ești în grupul nostru și grupul nu poate să te accepte. Mă iertați, cei cu copiii, vă rugăm frumos, lăsați-ne și pe noi puțin în pace, pentru că urechile mele ascultă glasul acesta frumos de îngeraș, dar nu pot să nu primesc din partea conștiinței mele mustrarea că din cauza mea nu poate nimeni să se concentreze. Eu, slavă Domnului, zic că mă concentrez, dar nu vreau să vă mai supun unor presiuni din partea celor care își fac și liturghia, dar să o facă după ce terminăm noi slujba. Vă mulțumesc! Se aude din ce în ce mai estompat, înseamnă că pleacă. Se va întoarce când va trebui. Iubiți credincioși, trăim între oameni și nu am oprit în zadar cuvântarea mea cu această intervenție, ci v-am dat un exemplu că atunci când ești îngăduitor, trebuie să fii îngăduitor cu tine însuți. Atunci când are de suferit și altcineva, din pricina îngăduinței tale, nu mai ai voie să fii îngăduitor, ci să fii demn de a spune lucrurilor pe nume.
Să știți că aș fi putut să stau aici și cu un cor de... V-am spus că am fost cu Colindu și într-o discotecă unde era un fum să-l tai cu cuțitul. Și știam că a doua zi nu mai pot să cânt din cauza fumului. Dar am zis, hai, vin să mărturisesc pe Hristos, țic două colinde și am plecat. După primul am plecat, bineînțeles. Dar nu uitați, atunci când sunteți implicați personal, să acceptați personal, dar când sunt implicați și alții, nu faceți greșeli. Dacă vă duceți, de exemplu, la școală cu nepotul sau cu copilul și o să vi se spune de către 2-3 părinți că din cauza nepotului sau copilului dumneavoastră, doamna nu poate să-și țină orele niciodată, cred că ar fi bine să luăm măsuri. A, nu măsuri de-astea, să te duci la inspectorat să reclami că ai fost tratat într-un anumit fel sau nepotul sau copilul are probleme. Nu, trebuie să luăm măsuri pentru fiecare în parte. Iubiți credincioși, a trăi între oameni frumos înseamnă a trăi cu urechile ciulite. Cine are urechi de auzit, să audă. Poate că cineva aude într-un fel și îți spune ceva despre cineva sau despre o situație. Nu trebuie să o iei chiar de bună. Sau măcar să faci ca judecătorul acela care întotdeauna când venea cineva să-i spune ceva, ce stai așa puțin. Și ca să vadă și în mod ostentativ, lua un dop și îl punea într-o ureche. Zice, gata, acum poți să zici că eu trebuie să te aud numai cu o ureche. Păi de ce numai cu o ureche? Păi cu urechea cealaltă aud pe cei despre care vorbești mata acum. Asta înseamnă să ai urechi de auzit. Pentru că dacă auzi și servești așa cum zicea românul, înghiți numai nemestecat, ce facem? Ne pomenim că luăm lucrurile total greșit vis-a-vis de pilda semănătorului de astăzi. O să ziceți, păi da, e vorba numai despre oameni care așa sunt categorisiți. Nu, 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 e vorba despre noi. Și anume, să ne asumăm că aruncăm cuvintele noastre pe stradă. Să ne asumăm că aruncăm cuvintele noastre în fața unor oameni care le vor primi atunci, în momentul respectiv și după aia le uită. Să ne asumăm că unui om îngândurat îi spunem lucruri frumoase. Și atunci, haide să o luăm invers. Dacă vezi un om pe cale, ce poți să-i faci? Dacă vezi un om pe cale, nu trebuie să zici, stai așa, stai să ne oprim, stai să spun eu ceva interesant. Nu. Nu, pentru că omul ăla n-are timp să stea. Atunci ce faci? Te faci cale cu el, asta e problema. Te faci tuturor toate. Și dacă vrei să-i spui ceva, îi spui pe cale. Și nu o să mai cadă sămânța ta pe cale, cade în sufletul lui, pentru că și tu ești pe cale. Și e ca la matematică, sistemul de referință. Axa X, Y, dacă se deplasează și te deplasezi și tu odată cu viteza ei, cu siguranță că acea sămânță nu va mai cădea de aiurea, ci cade în sufletul lui. Dacă îl vezi pe un om sub presiunea buruienilor, hai să vă traduc chiar cum bine știți și am prieteni foarte mulți pe la bănci, cu presiunea ratelor. Ce o să zici? Lasă-mă că o să fie bine. Dar cred că nu o să fie bine, nu e chiar așa. Te faci mic sub această presiune ca să vorbești cu el, ca sămânța să nu vină pe deasupra și până să ajungă la el să o radă băncile. Nu, trebuie să te faci mic și atunci poate să te asculte, poate să primească cu sinceritate bucuria cu care îl îmbrățișezi. Că dacă îl îmbrățișezi, ai îmbrățișat mărăcinii și el zărăcu a rămas tot nemângâiat acolo. Apoi, dacă vezi pe cineva că nu poate să-și deschidă inima, e un om de piatră, să știți că nu este neapărat un lucru rău să fii de piatră. Așa ești tu. Dacă așa e bietul om. V-am mai spus de cel care era în fața mea la o predică și m-am străduit să spun tot, știți că pe mine mă ajută foarte mult sau mă încurcă de multe ori câte o privire așa mai piezișă, mă zic, ce are, mai dă pe o glumă, mai insist cu ceva, nimic, bă, după 12 minute am încheiat și m-am dus în altar, că nu era la mine în parohie, băi, Fericule, uite, băi, n-am putut să vorbesc mai mult, ce nu că a fost bine, băi, a fost bine, dar pentru mine n-a fost bine, că a fost cineva care s-a uitat ca o piatră la mine.
n-a simțit niciun zâmbet, nimic, nimic, nimic. Când toată lumea râdea, era bine dispusă, erau... Hai, ah, da, e soacră mea. Și așa e ea, așa e. Copii, nu e rău să fie, dar da, așa ești tu. Bun, atunci, nu trebuie să te duci cu buldozerul să spargi piatra aia. Uite, să spargi piatra, nu, nu. Trebuie să te duci frumos, să iei poziția pe care o are și ea. Poate că încet, încet, având aceeași temperatură, știți că gheața trebuie să fie la 0 grade, nu? Și stai așa, stai, și probabil că îți va aprecia măcar atitudinea de a fi la fel. Asta înseamnă să nu arunci sămânța pe un loc de piatră. Să te faci tu piatră ca sămânța să nu fie aruncată, ci să fie păstrată la tine și între tine și celălalt, cu siguranță că Dumnezeu va rândui un firicel de pământ, de praf, care să aibă și pentru sămânță pat germinativ. Iubiți credincioși, a trăi frumos între ceilalți nu înseamnă a trăi ca noi, ci a trăi ca ceilalți, dar nu în sensul unui amestec cu păcatele celuilalt, ci într-o strădanie permanentă de a-L înțelege pe Dumnezeu, care nu se retrage niciodată scânteia divină din nimeni. Chiar dacă cineva vă prezintă pe un om ca fiind cel mai mare ticălos, nu există așa ceva. Pe acel om Dumnezeu îl iubește și îl așteaptă să se pocăiască. Și atunci noi de ce să-l vedem cu ochii altuia? Așa cum văzuse Simon astăzi pe femeia păcătoasă. A, că fusese păcătoasă până mai acum două ceasuri, nu este relevant. Dacă omul din fața ta are credit din partea ta că poate să se schimbe, el chiar poate să se schimbe și chiar o face. De dragul tău, de dragul că te-ai făcut și tu sub spini, te-ai făcut și tu piatră lângă el, te-ai făcut și tu cărare cu el, cale, pentru că Dumnezeu nu vrea neapărat să ajungem la destinație, ci vrea să trăim bucuria călătoriei. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că celălalt este de fapt creația noastră și până la urmă frumusețea este în ochiul privitorului. Dacă nu știm să educăm frumosul în noi, nu o să putem să vedem niciodată. Și închei cu o singură constatare. M-am dus într-o casă și era un copilaș, cred că clasa a patra sau a cincea. Și eu am intrat imediat în discuție cu el, am văzut eu că era cam aricios vis-a-vis de primul dialog și cu părinții era aricios rău. Și a zis, mă copii, m-am adresat părinților, voi sunteți de vină, ce aveți mă cu el? Opa, el când a auzit că are un aliat, deja era cam scorul 2-2, adică ei doi părinți, eu unul și cu el 2-2, a început să se... Și bineînțeles, atunci l-au și admonestat că are părul jos, așa, bretonul jos. Și trăgeau de breton în sus. Zic, stați-mă puțin, uite ce frumos era cu... Vino mă încoace să te așez. Și am așezat bretonul jos. Măi, dacă așa... S-a uitat el în oglindă și așa îi place. Așa, numai așa, să ziceți și dumneavoastră. Zic, da, apreciați-l, mă. Și-a găsit și el o cale de a nu fi ca ceilalți, mă. Are și nevoie. La un moment dat, orice copil vrea să aibă și ceva în plus. Uite ce frumos este. E adevărat că noi aveam, când eram noi la școală și vorbeam cu părinții care erau între mine și ei ca vârstă, între copilul lor și mine, erau ei ca vârstă. Și zic, ia uite ce frumos, măcar are un stil, îi stă părul într-un fel. Zic, da, noi aveam alte idei, că să se vadă fruntea, că era în frunte lată, că nu știu ce. Zic, da, nu asta contează, trebuie să vedem lumina nu neapărat în fruntea lată, ci să vedem lumina în faptul că e un copil, așa e copilul nostru, una alta. Măi copii, ce credeți că făcea copilul în momentul ăla? Își așeza părul sus, mă. Da, mă, deja era lămurit omul. Dar nu aș fi făcut asta niciodată dacă îl obligau în fiecare zi cum o și făceau părinții. Asta înseamnă să arunci sămânța în loc bun. Să o arunci ca locul, să te faci tu ca loc. Orice loc este bun dacă te faci ca el. Așa cum am spus, cărarea, să te faci cărare. Spini, să te faci sub spini. Și locul pietros să te faci piatră. Atunci tot pământul este bun și va da rod însutit. Așa să ne ajute Dumnezeu.